Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vă invit astăzi la o etalare generală în dragoste. Dacă titlul vi se pare atrăgător, înseamnă că această etalare este pentru dumneavoastră. Haideți să vedem care este mesajul din spatele acestei etalări. Ce vor astăzi cărțile de tarot să ne arate și împreună cu aceste minunate cărți de oracol, care este mesajul pe care voi trebuie să-l ascultați, mesajul pe care voi trebuie să țineți cont, da? Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi. O etalare valabilă în momentul în care voi vedeți acest videoclip. Ok, o indecizie. Există aici o persoană care este destul de indecisă, puteți fi voi, poate fi persoana la care voi vă gândiți. Cineva se află la o răscruce de drumuri, nu știe ce să aleagă, este o indecizie pe care trebuie să o ia privind această uniune, uniunea cu dumneavoastră, bineînțeles, această conexiune, această relație. Și persoana aceasta încă se gândește și nu știe încotro să o ia, poate este o persoană între două persoane, cine știe, dumneavoastră știți mai bine. Se pare că există un blocaj la nivel al comunicării al acestei persoane și un blocaj la nivelul efectiv al sentimentelor. Da? Se pare că această persoană nu își arată sentimentele, nu comunică sentimentele, dar iată că își dă seama că există iubire. Că această persoană își dă seama că există iubire, probabil de asta este și atât de indecisă, pentru că nu știe, dar bravo ei, a creat o dramă, v-a expus la o dramă, a creat o panică în viața dumneavoastră, în sensul că nu mai știți ce să mai credeți, mă iubește, nu mă iubește, își dorește să fie cu mine, nu își dorește. A creat o mare confuzie și dramă, da? V-a creat o dramă această persoană, ok? Și voi ați avut semnale un pic de, să zic așa, de avertisment primite, dar n-ați știut să credeți sau nu. Voi tot ceea ce v-ați dorit este această stabilitate în dragoste sau stabilitate pe plan, să zic așa, familial. V-ați dorit familie, vă doriți familie, copii sau o stabilitate cu această persoană, dar aceasta a creat o dramă, bărbatul acesta a creat o dramă. Voi, dacă sunteți bărbați, îmi pare rău că vă spun, dar ăsta este adevărul, ați creat o dramă. Dar uitați-vă la această femeie cât de puternică este și cum merge mai departe. Se pare că întoarceți spatele persoanei acesteia pentru că nu mai aveți capacitatea nici de așteptare, nici să vorbiți, nici să comunicați. Ați comunicat ceea ce a trebuit să comunicați. Această persoană este încă indecisă. E ca și cum, creând această dramă, acum doarme, da? Așa cum și-a așternut. Din păcate. Haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot privind această persoană care a creat această dramă și care este indecisă, indecisă privind sentimentele sale și ce să facă cu această relație. Haideți să aflăm mai multe despre această persoană. Să aflăm mai multe. Ok. Iar acum voi vă feriți de el sau de ea, de fapt de el. Da, dacă voi sunteți femei, vă feriți de el, dacă voi sunteți bărbați, vă feriți să luați o decizie privind această relație. Încă sunteți în conflict cu voi privind persoana respectivă, dacă s-o mai accepta sau nu în viața voastră. Îi este teamă,
persoanei acesteia, energiei acesteia masculine, este teamă să aibă această stabilitate. 4 de bute este o relație stabilă, o relație de căsătorie, o relație de familie, o relație stabilă, cu alte cuvinte. Este teamă de această stabilitate. Parcă așteaptă din cer să, eu știu, să se așterne ceva, însă acum își dă seama de prostia care a făcut-o, de drama care a creat-o, de furtuna și conflictul pe care l-a creat, dorește să pună capăt cu această carte a lumii, încearcă să pună capăt acestei drame, acestui conflict, dar voi ați avut în interiorul dumneavoastră o anumită simțire, ați știut că această persoană o să-și dea seama până la urmă de sentimentele sale și că o să se întoarcă, dar că o să fie prea târziu. Ceva v-a avertizat pe voi în privința acestei persoane. Persoana aceasta, din păcate, acum realizează ceea ce a creat. Vrea să se întoarcă la voi. Uitați aici cum încearcă să se întoarcă și rapid. Da? Indecizia aceasta se pare că va lua sfârșit odată cu realizarea dramei pe care a creat-o. Vrea să reintre în viața dumneavoastră, vrea să creeze această alegere, pentru că știe că o decizie trebuie să ia. Așteaptă parcă un semn de la divinitate și divinitatea îi trimite dragostea voastră. Numai că persoana aceasta se concentrează pe un trecut al său sau un trecut al dumneavoastră. Poate că n-a crezut în relații stabile, n-a crezut într-o dragoste eternă, dar divinitatea i-a trimis această dragoste a voastră. I-a trimis această posibilitate. Ok? Ia uitați-vă, îndrăgostiți, dragii mei. Dar se pare că persoana aceasta trebuie să aleagă între voi și altcineva acolo unde este cazul sau să ia o decizie. Toate cărțile arată către decizia acestei persoane pe care trebuie să o ia pentru a crea această stabilitate. Dar consider că va lua această decizie, această persoană, dar voi nu cred că veți mai accepta. Nu o să o mai acceptați în viața voastră. Decizia cred că o va lua pentru că nu o să suporte furtuna aceasta creată. Numai că nu știu dacă o să îl sau să o acceptați în viața voastră pe această persoană. Din păcate sau din fericire, nu știu cum vă doriți dumneavoastră, dar nu cred că o veți accepta ușor pe această persoană înapoi. Deși iubire este. Ok? Și-a dat seama că iubește. Iubire este. Universul i-a oferit deja acest semn. Se uită la acest semn, dar încă se concentrează pe trecutul său, al dumneavoastră. Nu știu. Oricum, cert este că vrea să pună capăt acestui conflict și acestei furtuni, vrea să ia această decizie și este aceea de a se reîntoarce în viața dumneavoastră. Dar decizia deja cred că o ia, numai că voi nu o să mai acceptați această persoană. Da? Nu o să mai acceptați această persoană. Haideți să vedem de ce dumneavoastră nu vreți să îl acceptați pe acest bărbat. Pentru că ce să mai ai? Aici este un bărbat care este în fața unei decizii. Deci, dragii mei domni, dacă voi vă uitați la acest clip, se pare că aleasa dumneavoastră nu vă dorește, dar să vedem dacă putem afla de ce dumneavoastră ca femeie nu a mai acceptați acest bărbat, ce vă împiedică. Faptul că nu a fost corect, nu vi s-a părut corect ceea ce s-a întâmplat între voi, nu vi s-a părut corect ceea ce v-a oferit, dar datorită incorectitudinii, simțiți o incorectitudine în ceea ce privește această persoană, greutăților pe care vi le-a oferit și această furtună care a creat-o, această dramă care a creat-o, nu mai vreți să îl mai acceptați, suferința care a creat-o de asemenea. Nu, deci, dragele mele, doamne, văd că nu mai acceptați această persoană. Însă de întors se întoarce în viața dumneavoastră, rapid, dorește această stabilitate,
dorește să înlăture această dramă, aceste greutăți și această suferință, dar nu o să o acceptați pe această persoană. Ok? Dragii mei, aceasta este etalarea scurtă pe care v-am oferit-o astăzi. Dacă vi s-a potrivit acest videoclip, mulțumesc pentru comentarii și pentru like-uri și pentru abonamentul dumneavoastră pe acest canal. Vă doresc toate cele bune, iubire și să primiți binecuvântările lui Dumnezeu să vă ofere ceea ce vă doriți. La revedere, dragii mei, numai bine!